De ce n-ați vrut să participați la dezbaterea dumneavoastră? Că văd că aveți multe prejudecăți despre legea nediscriminare. Și v-ar folosi experiența, cunoștințele noastre. Din Catedrala Sfântă așteaptă. Deci noi cunoaștem ceea ce cunoaștem, apreciem în alt. V-am spus încă o dată, legea care este primită. Noi respectăm toate legile, la fiecare lege, și are și niște... Ați citit tot v-am întrebat de fapt. Da. Și unde ați văzut acolo stipulat ceva despre homosexual? Nu e nimic stipulat. Se subînțelege egalitatea de... Și nu-i corecție, există egalitate între toți cetățenii, cum prevede Constituția? Ea trebuie să existe la toate timpurile. Și în feudalism încă era, și în permanent. Și de ce dar romii au fost sclavi până în secolul XIX? Păi dacă nu vreți de homosexuali, să vorbim despre romi, tot o categorie discriminabilă, nu? Până în secolul XIX, aici, la noi, erau sclavi, robi. La noi, romii, în teritoriul preului acolo, sunt foarte bine apreciați, își au toți locuri de muncă, activează, sunt mulțumiți de toți să petrece. Toți romii, da? Avem și avem o societate, organizație, o grada noastră, e un băiat extraordinar, care scrie și proiecte, foarte multe, deci, cum îi spune? Ruslan, da. Dar ce ai primit? Dar minoritățile sexuale, cum se simt în cahor? Deci, noi ăștia n-avem. Deci, noi nici n-avem, da? Dar de unde știți? Așa spunea și Brejnev, că e sex în un resesenariu. Nici pedofil, nici... Dar ce are una cu alta? Păi n-avem, măi. Homosexualii și pedofilii, vi se pare același lucru? Parcă ești asta cu chiar de... Da. Autoritar, așa știi. Nu, dar ce au pedofilii și homosexuali? Asta e o greșeală foarte mare, care vă descalifică, vă dați așa, expert, așa, dați, așa, dați așa, cu... Așa înțeles, înțeleg, eu îți spun că n-avem ca cu nici pedofili și nici homosexuali. Dar ce are una cu alta? De ce ați spus alături? De ce ați spus alături? Ha? De ce n-ați spus criminali și violatori ele? Se vede că ai terminat ceva undeva în... Da, la București o facultate am făcut. Și la Iași încă una. Avocații. De ce credeți că noi existăm ca homosexual? Nu cred că... Sau să existe probleme. Nu s-au manifestat. Nu, vreau întrebați, aici, pasfie. Sunt sigur și pedofilii aveți, că vi s-au violat o grămadă copii. Și cel mai des pedofilii cei erau heterosexuali. Ce n-aveți, doamnă, pedofilii în Cahul? O să mă uit la Curtea Supremă de Justiție pe site și o să găsesc o grămadă în temnița. Nu, poate sunt, dar presupuși. A, deci sunt nevinovați. Condamnați pe nedrept, da? Nu, presupuși, poate a fost, dar... Deci, vedeți că aveți și de unii și de alte. Dar ce faceți dumneavoastră cu altă? E altă întrebare, o să spun. Deci, noi trebuie într-o țară democratică, da? Trebuie strategie spre integrarea europeană. Deci, avem multe. Fiecare om are dreptul să aibă ideea lui personală, să o presupuneți dumneavoastră cu metoda convingerii. Ați deschis aparatul, toate aparatele, și de ascultat și de privit, și să mă convingeți de pildă pe mine. Prin impunere. Asta se numește șantaj. Da. Ce fac eu, șantaj? Da, vreau să folosiți acum momente de șantajare. Eu v-am rugat să participați la dezbatere. Deci eu ți-am spus, concluzia de-a vreo, zic că de altă dată, deci toate cunoștințele foarte bine că le aveți. Nu, dar suntem. Dar dumneavoastră rămâneți la convingerea proprie. Vă rog foarte frumos, deci să știți, să aveți locul dumneavoastră când vedeți în coace. Bun. Bine? Folosiți metoda convingerii, e cea mai bună în pedagogie. E super. Numai că trebuie de găsit și de știut locul. Asta nu-i șantaj. Dar nu așa. Asta e amenințare. Când vreau să oratorul acela de a fi convinge. Cum? Fiecare om, deci, se convinge în felul său. N-ai zis, mă impui tu acum, eu să fiu acela care trebuie să fiu de acord cu tine. Ha? Cum crezi? Ar fi culme. Eu de acord. Dacă tu crezi că eu trebuie să fiu neapărat de acord cu dumneavoastră, chiar dacă cumva și ești super corect și eu nu sunt de acord, apoi eu nu pot duce bine. De ce? Că eu nu sunt de acord cu dumneavoastră și cu chestia asta. Din pauză de cafea și gratis, da? Eu sunt reprezentant al mass media, nu mă filmați, vă rog, eu nu cred că e corect ceea ce faceți. Că vorbesc sau că filmez? Că filmați.
Eu mi-am cerut voie de la toți oamenii ăștia. Registrați, n-a fost care problema? Mi-am cerut voie de la toți oamenii ăștia și au fost de acord când am intrat. În mod demonstrativ, nefiind de acord cu ceea ce faceți. Doamna a părăsit sala pentru că a fost chemată. Nu, doamna a părăsit sala, v-a spus înainte de aici, nu de acord cu ceea ce faceți. Și modul, are dreptul la opinie. Modul arogant în care o faceți. Eu reprezint Consiliul Rănal Cahun. Și Consiliul Rănal, așa, două secunde. Consiliul Rănal Cahun, deci a fost gazdă la evenimentul de astăzi, da? Posibil. Aveți... Nu pot. Hai, nu, că eu nu știu, nu eu sunt organizator. Eu am fost invitat ca expert. Obiecții, probabil că organizatorii, a dumneavoastră, sau cine sunt, față de Consiliul Rănal Cahun, cât de puțin, nu are. Din partea noastră, logistică, toată atenție, deci am fost un demers. Invitațiile nu le-am făcut noi, le-ați făcut voi. Câți ați avut, atâți ați avut, cum v-ați atins scopul la seminarul acesta, l-ați atins. Asta cum este treburile, bine. Metodele astea care le folosești dumneavoastră, ele sunt permanent la persis la dumneavoastră, unde vă duceți sau așa, de cum ca o lege. Eu n-am făcut nimic ce nu fac de regulă. Deci cred că da, metodele astea sunt permanente. Deci păstrați-le unde vreți. Dar cu iPhone, cu chestiuni de astea, vreți că să filmați pe primul om care cade, vreți că și care absolut, n-a participat la activitatea de astăzi. Dar dumneavoastră nu erați la dumneavoastră acasă, ci în birou, la serviciu și orice cetățean vă poate filma deci, oricând. Deci ascultați, dumneavoastră tot a fost filmat din partea cei. Da. Deci, e minunat. Documentați că putem, deci, unde este. Am o rugăminte. Nu exigez, nu vreau să... Asta. Eu vă rog frumos. Deci, să nu apară niciun fel, că nu mi-e teamă nimic de toate cuvintele care le-am spus acolo. Ele corespund realității. Am spus-o așa cum trebuie, pentru că noi trebuie să stimăm statul. Deci, dumneavoastră m-a șantajat să nu difuzez imaginile care le-a filmat cu dumneavoastră la serviciu. Eu deci încă o dată îți spun. Deci, m-ați făcut curios, serviciu. Chiar mă gândesc să vă mai filmez o dată. Ascult, domnul prieten, poți să filmezi câte ori vrei. Da. Dar deja mi-ați devenit interesant. Deci nu mi-erați interesant până n-ați deschis gura. Când ați deschis gura și încă și m-ați somat să nu vă filmez, gata, mi-ați devenit interesant. Nu, stai o leacă. Nu, că să mă filmezi. Filmează câte vrei. Dar să nu difuzez. Deci... Clar că nu are niciun rost. Deci, că după... Are, pe mine mă interesează cine conduce Consiliul Raional. Ce conduce? Cine participă, cine e angajat pe banii noștri la Consiliul Raional Cahul și cine reprezintă statul la Cahul. Dacă dumneavoastră aveți așa comportament și așa discurs, chiar că prezentați interes public. În primul rând, eu ți-am spus să-și continui să filmezi cât dorești și cum dorești. În primul rând, dacă trecem la alte chestii, mai importantă, da? Seminarul de astăzi, cu rezultate sale așteptate, obiective, activitate, ce mai fost în asta, deci s-a prăbușit. El, practic, n-a avut loc. Asta primul loc cu care o să spun. Oamenii cei care au ieșit de aici, că sunt oameni din diferite subdiviziuni, Consiliu și mai departe, s-au convins de faptul că nimic concret și cu nimic bun din planul dumneavoastră, programul de activitate de astăzi, nici mie parte nu s-a atins. Dumneata, n-ai de unde știi chestia asta, că timp n-ai participat la seminar și n-ai vorbit cu toți participanții. Atunci am revenit, domnul Breg, pentru ce mă șantajezi și pui întrebări? Cum te șantajezi? Eu te întreb ce întrebarea vine în are, chiar zicala zice, întrebarea vine în are. Și eu te-am întrebat. Și eu v-am răspuns. La revedere. Mulțumesc pentru găzduire. La revedere. A fost o gazdă cam sărată. Nu știu, sărată, a fost chefarată din partea voastră. Uitați-vă că afișați aici simbolul Uniunii Europene, dar comportamentul e de provincie sovietică. Da? Da. Comportamentul e jenant. Păi e... Descalificant. Foarte bine. Nu cred că e bine, mi-e pare rău și o să difuzez chestia asta pe internet, știe lumea. Ce se întâmplă la Consiliul Raional Cahul? Ce să faci, să o spun de ce. Fiindcă, deci, tu mă la finanțator ajunge Consiliul Raional Cahul și vă spune că activitatea de astăzi degeaba este plătită, achitată. Și suma, vreți zic, a seminarului de astăzi. Asu, întoarce-se încolo. Ori la soră, sunt de noi aflat. Ne-am înțeles. Bun, sănătate. Uite așa. În loc să te ajute, el te îngroapă și te înjură. Sunt amenințat și șantajat. Reprezentant de Consiliu, dar cine-o fi oare?